Consiliul Județean Dor și Primăria Municipului Craiova a dat asigurări că investitorii care se vor stabili pe platforma economică vor beneficia de importante facilități, precum și de toate rețelele de utilități necesare, gaze naturale, apă și canalizare, energie electrică, telefonie și internet aduse până la poarta fabricii. Colaborările acestea au menirea de a sprijini pe locuitorii acestui județ pentru a avea acces mai ușor la locuri de muncă. Principala noastră preocupare a celor și a celor din administrație și a guvernului, a celor care uh, uh, putem să, să, dăm o mână de ajutor, a fost crearea de locuri de muncă. Și atunci am creat un parc industrial, primul parc industrial, care l-am creat și care în acest moment are în jur de o mie de locuri de muncă create și suntem și deschidem acum al doilea parc industrial cu 24 de hectare, în care acordăm condiții absolut speciale. Parcul industrial vine cu facilități pentru cel care vrea să investească acolo și să aduc până la ușa fabricii toate utilitățile de care are nevoie investitorul, respectiv gaze, apă, canalizare, energie electrică telefon, internet și toate celelalte drumurile realizate. Chiar credem că și chiar nu mai știm al doilea loc în România care să poată să acorde investitorilor asemenea facilități. Ele sunt în concordanță cu legile europene, că nu putem să le dăm gratis, dar le dăm la prețul cel mai mic. Avem o relație bună și cu primăria Craiova, care și primăria Craiova vine cu, cu, cu ceea ce poate să vină. Și împreună, nu avem decât acest interes să vedem că oameni de aici, din Craiova, își găsesc și mai ales tineri, își găsesc un loc de muncă. Suntem foarte mândri și de Universitatea din Craiova. Universitatea sau universitățile din Craiova, că avem și o uni universitate, care o știm, universitate de stat, avem și o, o, avem facultatea de medicină și farmacie, iar o facultate foarte bună, avem și facultăți particulare, însă, în total sunt circa 38.000 de studenți în Craiova. Adică o, o cifră impresionantă de-a lungul timpului și țările din jurul uh, din jurul Craiovei, din Bulgaria, din Macedonia, din Grecia. Serbia, din Grecia, din Albania, au trimis la studii în Craiova tineri. De aceea, și când mergem câteodată în vacanță, găsim oameni care vorbesc românește în foarte multe locuri ale lumii.